Festivalul Internațional de Teatru este la moment aniversar. Sunt 15 ani de când facem acest festival, un festival care a pornit cu 3 țări și 8 spectacole. După ce văzusem Capitala Culturală Europeană de la Antwerpen și care a crescut precum prâsla din poveste, pentru că în clipa asta sunt 358 de evenimente pe parcursul a 11 zile, în 59 de locații de joc, spectacolele și invitații provenind din 70 de țări ale lumii și cu o medie de spectatori până în această clipă de 72.000 de spectatori pe zi. Cifrele astea plasează festivalul de la Sibiu pe poziția extrem de onorantă, poziția a treia din lume după Edinburgh și Avignon. O spun cu mândrie, Fundația Rațiu este partenerul festivalului de 8 ani de zile. 8 ani în care, pe lângă aceste programe cu copiii, am dezvoltat an de an oportunități de a sprijini învățământul sibian, de a sprijini copiii, de a sprijini performanța. Iată, vom merge la Liverpool, suntem singurul teatru din România care mergem cu un mare sezon la Liverpool și unde Fundația Rațiu va avea de asemenea o contribuție. Dincolo de această zonă financiară, ce este important e că de fiecare dată când ne întâlnim, e o mare bucurie că putem să vorbim, că din păcate timpul este scurt și că nu putem să vorbim cât am dori, dar perioada electrică, ca să-i spun așa, în care ne întâlnim este extraordinară și de fiecare dată găsim acele bucurii speciale pentru întâlnirile noastre. Mi-amintesc ultima întâlnire cu Nicolae la Londra, când m-a dus la restaurant unde de obicei mânca cu Ion Rațiu. Și a fost un moment absolut magic să fiu numai eu cu el acolo și să simțim prezența politicianului care a plecat dintre noi acolo și erau, cum să vă spun, urmele unei societăți importante care a fost în România, care din păcate a dispărut și care vedeți cât de greu se reface. E o boierie și un stil și o elevație spirituală care e un exemplu și care nu e forțată, care e firească, care e așa cum respiri, cum mergi pe stradă. 30 de ani. Ce frumos! Ce frumos! O fundație care există de atâta vreme. Eu sunt convins că fundația va da multă vreme.
dincolo de existența noastră muritoare, pentru că în clipa în care ea este bine gândită și bine structurată, și realmente este bine gândită și bine structurată, va exista prin copiii lui Nicolae, prin toți cei care sunt descendenți ai familiei Rațiu și care au acest sens extraordinar al dialogului. Faptul că acolo e un bord și că toate lucrurile se discută democratic, pornind de la Elizabeth până la Nicolae și toți ceilalți care fac parte din bord. Și faptul că încearcă să găsească formule prin care să susțină această țară, pornind de la Turda până la București, este, cred eu, cel mai frumos exemplu de felul în care un bun creștin își urmează destinul. La mulți ani fundației și din toată inima să aibă, în primul rând, recunoașterea care o merită.